Salutări din Edirne! Salut! Uite să vedeți că sunt numai bărbați afară. Nu o să vezi femei la mese, la restaurante. Da? Numai bărbați, uite să vezi tu. Dai la aprozat. Ia uite aici ce de bărbați. Ia uite și chinese ce dorm aici. Mama, ce de bărbați aici. Toți strânși. Erau la bar oameni. Da, mă. Și voi ziceați că e de ăsta Ramadan, nu? Salutări din Edirne! Salut! Am ajuns în Turcia și suntem în Edirne, un oraș care este foarte aproape de granița cu Bulgaria și în trecut s-a mai numit Adrianopol. A fost și capitala Turciei, Imperiul Otoman, o perioadă de timp și a fost înființat de către împăratul roman Hadrian. Am decis să facem o oprire aici în Edirne. Edirne pentru o noapte, în drumul nostru spre următoarea destinație. Așa că vom lua la pas orașul să vedem ce vedem și ce găsim aici în acest oraș. De oferit, da. Așa că haideți cu noi, o să intrăm și în moschei, să vedem cum arată, o să intrăm și într-un bazar, o să mâncăm ceva local, să vedem ce ne așteaptă. Haideți! Și am ajuns în Edirne, la cazare. Am închiriat o cameră de hotel în apropierea centrului orașului. Este o cameră mică, normală. Ia să vedem ce avem, o priveliște la... nu prea minunată, dar este spre niște case vechi. Abandonate. Cred că sunt și abandonate chiar, da? După cum arată acoperișurile, dar este țiglă veche. Da, și cam... așa arată. Și baia aici, cu baie proprie, care este curată. Deci chiar e curat. Ieșim acum în oraș să vedem cum arată. Prețul camerei a fost de 38 de euro pe noapte. Cam așa am găsit. Am ieșit din hotel și am început plimbarea. Nu știm la ce să ne așteptăm. Ne așteptăm doar la vreo 3 moschee sau 2. Așa, în zona centrală. Și cam atât. În principal o să ne plimbăm prin centru. Da. Și prin bazare. Este agitația, să vă arăt un pic cum arată. Uitați! Este baclava și ia uite ce drăguț aici, cum sunt legume proaspete. Ia uite ce clădiri vechi în față, din lemn. Ia uitați-le, da, cum sunt diferite față de celelalte din ciment sau nu ciment, alte materiale de construcție. Da, aici clar este pietonala, zona centrală. Doamne, nebunie! Trebuie să schimbăm niște bani. Da. Nu! Ce faci? Și este așa. Și uitați aici, lanțul de magazine de aur turcesc. Ce drăguț! E atât de sclipitor. Da, arată foarte bine. Bine, acestea sunt prea mari pentru gustul meu, dar acestea micuțe mă încântă. Drăguț. N-ai cum. Domnul își urește pantofi. Acolo bărbații joacă la lozuri, în plic. E interesant să iei așa pulsul orașului. Aman! Am încercat să schimbăm niște bani și ia uitați-l pe acest domn mai întâi și apoi vă povestesc despre schimbul valutar. Din păcate noi am lăsat pașapoartele la hotel pentru înregistrare și stai să măciorez. Și n-am putut să schimbăm banii pentru că n-am avut pașapoartele. Deci dacă vreți să schimbați banii, aveți nevoie neapărat de pașapoarte, de ca și carte de identitate. Și am decis unde mâncăm, la fast food-ul Yum Yum. Ne oprim să mâncăm ceva rapid. Mi-a plăcut cum arată. Arată foarte tare. Da. Aici. Și ne-am luat un... Și ne-am luat un durum. Alex îl încearcă pe cel de pui. Și George pe cel de vită. Bine, restul mesei ne-a luat de vită. Bine, am vrut să-l încercăm, l-am luat intenționat eu cu Alex, să vedem cum sunt. E picantă? Da. Este un pic roșiatică. Ia, uite cum arată. Da, dar pare gustos. Este gustos. Încercăm și pe cel de vită. Vedem cum este. Deci pentru două durum și două ayran am plătit undeva la 32-33 de lei, ceea ce e mai mult decât decent. Un preț foarte bun și a fost foarte gustos. Da, foarte gustos. Un durum de vită și unul de pui. Un preț foarte bun. Acum să vedem ce ne mai luăm. Probabil un suc de rodie. Da, cu siguranță, abia l-aștept. Deci în Edirne să mâncați la Yum Yum. Șaurmeria Yum Yum. Da, poți să arăt acolo, ia să vedem. Nu știu dacă se vede, dar foarte tare. Da. Și acum luăm pe străduțe. Să vedem ce găsim. Dulciuri. Nu știu cum sunt. Baclavale. Baclava, paradisul baclavalelor. Am mai văzut eclerele, eclerele arătau super. Da, probabil că o să ne luăm niște eclere, am văzut mini-eclere. Dar sunt în spate. Sunt în spate eclerele. Dar asta trebuie să mâncăm dimineața. Și avem magazine cu ardei, iuți, cu condimente, ceaiuri, Și în fața avem moschea. Tot felul de magazine. Lumea mănâncă pe stradă, adică sunt tot felul de fast food-uri din acestea. Și avem un pet shop, un cățel și niște iepurași. Da. Mamă, dar asta arată genial. Da, Kataif. Turkish Delight. Și am ajuns la moschea Eski Ulu. Este una dintre cele mai mari din Edirne. Vedem cum arată. Trebuie să ne descălțăm. Deci asta este moschea Eski, care este cel mai vechi monument otoman din orașul Edirne. Și acum mergem către altă moschee. Și acum intrăm în bazarul din Edirne. İşte uç metalici. Bu kapılar özel çekim. Neden? Yes. Bu kapılarda hiç kaynak yok. I don't understand, sorry. Ne uç? Fabrica de asta însă de când a fost construită. Da. Mai că sunt foarte vechi. Este un fel de piață ca la noi, doar că este bazarul lor. Vai, câte materiale aici de țesut și de croșetat. Așa din sfoară. Aici avem niște uși metalice care datează de la construcția bazarului. Și cred că în jurul anului 1500. Iar aici avem niște picturi. Ia uite ce frumos. Ce-am... Chemarea la rugăciune. Aici avem Moschea Selimiye, care datează din 1575, este din timpul Imperiului Otoman. Și cele 4 turnuri măsoară 71 de metri, cele 4 minarete. Are un dom principal, o cupolă principală și altele mai mici pe lângă. Să mergem să vedem dacă putem intra în ea. Și aici lângă este primăria din Edirne. Hai să mergem să vedem cum arată și asta la interior. Da, este mândria orașului, se spune această moschee. Să vedem cum arată, că văd că este încă în renovare. Avem aici căței pe iarbă care se odihnesc. Ceva tipic turcesc. Și acolo, cum am spus, este clădirea primăriei. Și aici sunt niște ruine, probabil că fostele ziduri ale moscheii. Și aici, lângă, avem o saună din 1422. George a observat-o. Hai să mirosea. Și acolo sunt coșurile de fum, îndepărtare un pic. Ca unde este lumina naturală. Da, și au niște goluri din sticlă prin care intră lumină în interior. George a zis că a simțit mirosul de lemne arse. Și de aici venea, de la sauna aceasta. La intrarea în moschea aceasta este un bar-sar cu de toate. Da, este un bazar destul de mare, da. Nu mă așteptam să fie așa de mare și să fie un bazar fix la intrarea în moschee. Uite, intrarea în moschee se poate face și pe aici, prin centru. Aici este intrarea în moschee, direct din bazar. În ceramică, narghilele, mărgele, chiptăn și oglindă. George și-a cumpărat margele. Și am și negociat pentru ele, de la 150 la 120 și bineînțeles că puteam să negociem și mai mult. Îți dai seama că a acceptat destul de repede. Da. Interesant. Că erau alea din... cred că mi le dătea și la 100. Că erau alea din Zindan 50. O să le punem aici, în raft. Și apoi intrăm în moschee. Aici avem carticele în diferite limbi. Engleză, albaneză, rusă. Una din acestea am luat și noi data trecută când am fost. Poloneză, albaneză, spaniolă, italiană, portugheză. Data trecută aveau și în română. Sunt gratis. Stai să vedem ce și Alexandru. Nu știm ce așa. Cred că este un șerbet. Yes, 10 lire turcești. Mix. Mix, ok, perfect. Nu e, mă, șerbet, știi ce e? Ciubuc, bomboane. Ciubuc? Nu șerbet. Nu șerbet. Ciubuc. Macunu. Este o acadea, mă. Ce yapacağız? Ia. Ai o cadea. Și acum asta sunt gentosi. Da, e un fel de acadea. Să mergem în dreapta încolo, spre moschea cealaltă. Și m-am uitat la altele care erau la altă tarabă. Bine, erau de la 150. De curmale. Miere, da. Da, ce drăguț. Teşekkürler. Afiyet olsun. Primit ceaiul care a costat 5 lire bucata, 5 lire turcești, gen 1 leu și un pic, da, ăla e zahărul. Este zahărul, da, dacă vrei să spui, dacă nu simplu. Eu credeam că e bombonică. Locația e faină. Priveliște la moschei. Da, avem o priveliște frumoasă. Da. Noroc! Noroc! Teşekkürler. Asta e cafea. Ia să te vedem, Georgi. Mamă, ce mișcă miroase. E foarte bun. Este zi de la, cum îi zice? Că n-aș să se vadă mai frumos fără. Dar vezi că am pus un cubleț de și parcă tot nu e suficient. Tot e încă tare. Priviți ce casă interesantă. Este destul de veche. Și partea de sus este făcută din lemn. Da, am ajuns undeva în spatele moscheii. Să vedem cum arată și această moschee, dacă mai putem intra. Wow, da, cred că e frumoasă. Aici este și muzeu. Da, acolo este muzeul, dar este închis. Este deschis până la ora 1:30 după amiaza. Și noi acum o să intrăm în moschee, în curtea moscheii. Aceasta se numește Şerefeli și datează din anul 1437. Superbă! Da, chiar este superul. Și asta este curtea interioară. Da, e prin mijloc intrarea. Și uitați ce picturi frumoase sunt aici. Și aici este practic o biserică întoarsă invers. Este cupola unei biserici întoarsă invers. Și descălțarea la intrare, da? Vă rog frumos. Descălțarea la intrare aici. Bazarul Ali Pasha Karşişi din 1565. Este bazarul din Edirne, cel principal. Rahat 15 lire, 5 la 60 de lire. Îmbrăcăminte, încălțăminte, dar deja multe se închid deja. Da. Principalul bazar este exact în centru. Cinci cutii de rahat turcesc, 60 de lire. Praștie. Da. Praștie, ibrice de cafea, haine, tot ce vrei. Nu vrei o praștie? E de la mine. Da. E hamster pitic, nu? Uite și hamster pitic, uite. O să cadă iară și o să. Dă-te mai aproape dacă vrei să ieși mișto. Și acolo e mama cu copilul, dar... Da. Deci ăsta mic și mișiu, mă lișină. Da. mare bunătate de ecler. A fost bun, delicios. Ne-am luat de aici. Și au costat toată cutia asta cât a costat? Tot cu apă a costat 185 de lei. Cât? 183. 183, vreo 40 de lei, 45 de lei. O cutie întreagă de eclere, am avut așa pe două rânduri. Și ape, la fiecare. Eu zic că e o afacere bună. Uite-ți. Și acum mergem înapoi în centru să căutăm un local drăguț, să stăm să poate să mâncăm ceva și să bem o bere. Am făcut o plimbare de seară. Și acum mergem înapoi în centrul orașului și apoi la cazare. Vedem ce găsim. Da, e destul de pustiu față de cum era în timpul zilei, agitația din timpul zilei. Acum e liniștit și pace, nu mai e nimeni pe stradă. Doar câțiva oameni. Și am găsit un restaurant unde să mâncăm. Și ne-am comandat aici niște picăței în stil local, în stil Edirne. Nu știu să vedem. Să vedem cum sunt. Ți se pare? E interesant ca textură. E interesant ca textură, da. E bun. Felie, așa. Ai jucat la mare de bimbat, jucat felii. Serios? Poftă bună! Și cu asta încheiem ziua noastră din Edirne, la restaurantul Zindan Alti. Am ales să mâncăm aici. A fost o alegere foarte bună, am avut și muzică live. A fost chiar distractiv, deci ne-a plăcut la maxim. Da. Foarte bună formația, sunt profesioniști, știu să cânte. Cei mai buni lăutari din Edirne, sau din Turcia, probabil. Da, dar am avut o surpriză când au ajuns la masa noastră, pentru că s-au plimbat așa în restaurant. Când au ajuns, ne-au întrebat de unde sunteți și am spus România. Și acum ne așteptam, mai mamă, o să vezi acum că ne bagă nu știu ce melodie, o manea, o ceva. Și încolo, surpriza a fost că ne-a cântat jazz. Da, jazz. A fost foarte fain. O să vedeți, adică probabil că ați văzut un video când să punem imagine. Și da, a fost foarte ok. Și mâncarea gustoasă. Mâncarea gustoasă, ne-am luat niște ficat, cred că era, nu știu, de vită sau ceva. Ficat, sigur era, da, de vită. Da, făcut un fel pane și niște chiftele la grătar. Da. Și am băut și câteva beri. O să ne mutăm un pic mai față că ne calcă mașina. Da, am băut vreo 2 beri, un pahar de vin, niște apă. Okay. Așa, și în total am plătit 1150 de lire, care înseamnă undeva la 50 de euro. Pentru 4 persoane e mai mult decât decent. Înseamnă undeva la 12 euro jumate de persoană. Și am avut un fel de mâncare, o bere, un vin și niște aperitive. Deci 4 persoane, 50 de euro. Da. E chiar ok. Da, recomandă să veniți aici și dacă ajungeți în Edirne. Da. Și ne vedem în video următor. Mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm în comentarii. Da, mulțumim! Ciao!